peste ape strigă grăind, veniți de luastos, Duhul înțelepciuni, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu al lui Hristos, celui ce s-a arătat. Astăzi firea apelor se sfințește. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mulțumindu-vă pentru primirea pe care ne-ați făcut-o intrând în casele dumneavoastră cu această ocazie. La mulți ani! Doamna Cristiana! Și lumea iluminat, mărireție, cele ce te-ai arătat, Hristoase, tumba de vedet, întărerea cuvântului, cele ce te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumea iluminat, mărire ție, ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea iluminat, mărire ție, în Iordan botezându-te, Doamne, închinarea trăiei tale, Hristosul Părintelui a mărturisit, îl iubesc pe tine pe numele Tău, și Domnul închid de porunca de în Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea treime s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumba adevărit, întărirea cuvântului, cele ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea iluminat, mărire ție, cele ce
ce ți-ai arătat, Hristoase Dumnezeule și lumea.